În urma controalelor efectuate anul trecut, inspectorii de muncă Dolgeni au depistat 300 de persoane care munceau fără forme legale, cele mai multe în construcții și restaurante. În vizorul inspectorilor au fost și 4 angajatori care executau lucrări la noul sediu al Tribunalului Dolj. La Tribunalul Dolj au fost efectuate mai multe controale împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj, împreună și cu jandarmi de la Jandarmeria Craiova, și au fost găsiți 4 angajatori care utilizau un număr de 94 de persoane fără forme legale de angajare. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de muncă la negru, faptă prevăzută de legea 53/2003, în urma controlelor efectuate împreună cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă. Beneficiarul lucrărilor este Ministerul Justiției. Noua clădire va găzdui Tribunalul Dolj și Curtea de Apel Craiova. Între Tribunalul Dolj și respectivii antreprenori sau subantreprenori nu există absolut niciun raport de coordonare, supraveghere sau control a activităților de construire a noului sediu la Tribunalul Dolj. Singura calitate care are Tribunalul Dolj este aceea de beneficiar. Pentru fiecare persoană descoperită fără forme legale, firma a plătit o amendă între 10 și 20 de mii de lei. Administratorii riscă acum și pedeapsă cu închisoare până la 2 ani.